Astăzi, dragii mei, problemele motovlogărilor. Ce probleme au motovlogării? Care li zbaiurile? Trebuie să sper să fie un fel de tag, un fel de leapșă, un fel de treabă pentru toți cei care se uită și care fac motovlogging. Deci pentru toți cei care mă irită, am o vorbă să vă spun încă. Gura mică. Adormirea e la volan. Stai că ai adormit. Am trezit eu, nu-i stres. Hoba! Fii atent, frate! Fuck the police! Am police! Bac pula, deci nu pot să-mi întorc în stânga capul. Au! Ouțe! Ouțe! Una deja v-am zis-o. A bine, unele specifice mie cu echipamentul. Echipamentul de motovlogging e complicat. Și deja când vrei să o arzi așa foarte profesionist, unul la mână că e foarte costisitor și doi la mână e complicat să-l pui pe tot, pe cască și, adică pe cască, că n-ai unde, n-ai cum altcumva. Și acum întorc un pic capul, cum mi se duce capul așa într-o parte și asta e destul de ciudat. Încă nu m-am obișnuit, l-am ieșit cu setup-ul ăsta de multe ori. Da, nu mi se pare o chestie ok. Asta e, n-am ce să fac. Cum ziceam, problemele motovloggerilor. Camera. Camera, mă rog, asta e la latitudinea fiecărui, așa ce vrea, cum vrea, ce poate. Unde îți pui camera? Dacă pui aici în lateral, ori pe stânga, ori pe dreapta, undeva în lateral, nu convine la multă lume, că îți vede casca, că în momentul în care te întorci, nu-ți prinde tot unghiul pe care îl vezi tu efectiv când te întorci. Dacă pui în dreapta, e clar că nu mai vezi nimica în partea asta altă de cască, că îți acoperă. Deci un unghi destul de mare e mort și vezi case și tarlale și chestii de genul ăsta. Sunt multe căști pe care nu poți să pui chestia aia decât oarecumva cu efort, cum am pus-o și eu pe asta și este cam ciudat. Nu poți să pui montura aia, piciorul monturii, cum ar veni. Montura am văzut că se face în multe feluri. Unii au niște chestii mai lungi care îl aduc undeva chiar îndrept cu viziera unde se închide. Nu prea. Sau au o cască care are partea asta dintre vizieră și barbă un pic mai lungă. Nu, și aia e o variantă, dar nu-mi dau seama dacă e ok sau nu. Cum faci să se vadă, ce vrei să se vadă, vrei să se vadă înainte, vrei să se vadă și un pic dashboard-ul, vrei să... Doamna mea, sute de mii de variante de chestii pot să fie aici. Sau, bateria. Trebuie baterii de rezervă, trebuie să scoți camera. Deci eu pe-a mea cred că nu mai pot să scot. Pentru că scot un fir care efectiv iese prin masa aia de plastic, cutiei în care stă camera, aia care se duce pe subacvatică și care la mine, bineînțeles, nu mai, oricum pe mine nu mă interesează, că nu o să fac un motovlog sub apă.
dar am făcut niște găuri și iese firul direct. Bine, pot să scot, că microfonul e foarte mic, microfonul are vreo 2 mm maxim, nici atâta, 1 mm pătrat, ceva de genul ăsta. Pot să scot microfonul, dar bănâncă e așa față de cameră. Ideea e că nu vreau să scot și să-l bag de prea multe ori. Că sfire, le-am lipit eu cum am putut, da? Pana mea și firele alea să rup sau ceva. Nu o să țină la veșnicie, într-o veșnicie așa, forever, gata, avem fire pentru nu știu ce. Microfonul e a doua. Nu e așa ușor cu microfonul, adică asta a fost ultima mea problemă și nu a fost ușor de rezolvat. Până la urmă mi-am cam stricat camera, în sensul că mi-am desfăcut-o și mi-am cuplat microfonul direct la microfonul camerei și acum nu mai am problema. Mă rog, în principiu, o înregistrez direct sunetul așa cum l-aude camera. Mai de mult aveam două sunete, că era ăla care oricum îl percepea camera oarecumva și era sunetul pe care îl înregistram cu telefonul și ăla era separat. Le sincronizam și evident aveam un sunet care era... Puteai să-l faci amplu, așa. Nu știu câți dintre voi ați observat, dar am avut în unele situații un sunet așa mai amplu, mai larg. Curios cum se aude la viteza asta și cu vânt de asta. Yes.
should take it slow. Că ți pe marginea drumului nu sunt o chestie bună când mergi cu motorul. Nisip, frumos, sexy. Iupsiii! Dacă aici o să ne întoarcem. Nu mai am chef să merg încolo, că e drumul de Ampulea. Dar o să ajungem și la asta, că și asta cred că e una dintre probleme. Mă gândesc că o să depășesc. Foarte încetut. Ăla mă cunoștea sau... Păi poliția în zonă. Ăla mea știe. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil. Ce tare a fost asta. Da. Coconut leaves, good shaded gifts. Tanti, for the roof, for the walls, and the eaves now. The coconut fruit.